Unitatea principală pentru măsurat lungimea corpurilor este metrul, însă noi folosim și unități de măsură mai mari decât metrul, numite multiplii metrului, și unități de măsură mai mici decât metrul, numite submultiplii metrului. Multiplii metrului sunt decametrul, de 10 ori mai mare decât metrul, hectometrul, care este de 100 de ori mai mare decât metrul, și kilometrul, de 1000 de ori mai mare decât metrul. Iată, un kilometru este format dintr-o 1000 de metri. Submultiplii metrului sunt decimetrul, de 10 ori mai mic decât metrul, centimetrul, de 100 de ori mai mic decât metrul, și milimetrul, de 1000 de ori mai mic decât metrul. Această scăriță ne ajută să realizăm transformări din unități mai mici în unități mai mari și invers. Spre exemplu, vreau să transform 600 de decimetri în decametri. Egal cu câți decametri? Știu că decametrul este de 100 de ori mai mare decât decimetrul. Și atunci voi realiza operația de împărțire. Decametrul fiind mai mare, decametrii vor fi mai puțini. Și voi împărți la 100. 600 împărțit la 100 este egal cu 6. Iată, 600 decimetri reprezintă 6 decametri. Dacă vreau, în situația inversă, să transform într-o unitate mai mare într-o unitate mai mică, voi face operația de înmulțire. Cu 10, 100, 1000, depinde de câte ori este mai mică unitatea în care doresc să transform. Spre exemplu, 140 de hectometri egal cu câți decimetri? Decimetrul este mai mic decât hectometrul de 1000 de ori. Înseamnă că va trebui să fac operația de înmulțire cu 1000. 140 ori 1000 este egal cu 140 de mii. Iată, deci, că 140 de hectometri reprezintă 140 de mii de decimetri. Unitatea principală pentru a măsura volumul lichidelor sau capacitatea vaselor este litrul. Multiplii litrului sunt, prin analogie cu multiplii metrului, decalitrul, hectolitrul și kilolitrul, iar submultiplii litrului, decilitrul, centilitrul, mililitrul. Pentru a măsura masa corpurilor, folosim ca unitate principală de măsură kilogramul. Kilogramul are mai mulți submultiplii. Iată, hectogramul, decagramul, gramul, decigramul, centigramul și miligramul. De asemenea, kilogramul are 2 multipli. Este vorba despre quintal, care este de 100 de ori mai mare decât kilogramul, și despre tonă, care este de 1000 de ori mai mare decât un kilogram.